Atunci când alții fug din calea flăcărilor, ei intră în foc pentru a salva vieți și bunuri. Poartă echipament care cântărește peste 30 de kilograme și îndură deopotrivă temperaturile caniculare, dar și focul, atunci când cei mai mulți abia fac față valului de caniculă din birouri și locuințe cu aerul condiționat pornit. Vorbim despre pompierii care se confruntă cu epuizare fizică și psihică după o vară marcată de intervenții intense, în care au luptat cu sute de incendii pe fondul temperaturilor extreme și al secetei prelungite. În ultimele 3 luni, echipajele de la ISU Drobeta au fost mobilizate aproape zilnic pentru a stinge flăcările care amenințau case, terenuri agricole și păduri. Însă, epuizarea lor fizică și psihică ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea acestui ritm, mai ales în condițiile în care schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea incendiilor. Putem să ne simțim vulnerabili, trebuie să fim puternici. Aceasta este declarația făcută de Cristian, un pompier în vârstă de 25 de ani, care s-a aflat în teren în această vară în lupta continuă împotriva flăcărilor imense. Pe lângă turele suplimentare, pompierul povestește că provocarea nu a fost oboseala, ci modul în care au intervenit. Oamenii erau speriați și se temeau pentru propria viață, flăcările se apropiau cu repeziciune, zonele erau greu accesibile, căldura întreținea arderea, echipamentele era greu și foarte călduros, dar cu toate acestea, pompierii au rămas în picioare înaintea flăcărilor și au pus viața lor înaintea cetățenilor, pentru că asta este tot ce știu să facă, să salveze. Asta trebuie să facem, trebuie să fim tari, să ne conformăm și să mergem mai departe. Cât de solicitant a fost? Epuizant? Da, deoarece temperatura foarte mare, vorbim temperatura în atmosferă, ne îngrăna foarte tare, având și echipamentul foarte greu, tehnica a fost foarte solicitantă. Ore suplimentare? Am făcut foarte multe ore suplimentare, deoarece a trebuit să sprijinim colectivul care era deja în tură de serviciu, trebuia să venim de acasă, să asigurăm atât în detașament cât și pe câmp. Câte grade erau lângă foc aproximativ? Cum se simțea? Cum vă simțeați în uniformă acolo lângă foc? Lângă foc era o temperatură foarte mare. Dacă în afara lui sau la umbră, să spunem, era undeva la 37 de grade, gândiți-vă că lângă foc era undeva la peste 50 de grade Celsius. Se simțea foarte rău. Flăcările erau imense, ardeau orice le ieșea în cale, erau nemiloase cu natura, cu animalele și cu oamenii. Indiferent cât de violente au fost, pompierii au stat în fața lor și le-au ținut piept. Au fost momente în care, din cauza terenului și a zonei în care se aflau focarele, a fost nevoie de intervenția elicopterelor. Pompierul povestește că a rămas cu imagini marcante în minte, dar a spus că disperarea oamenilor te face să lupți și mai puternic pentru salvarea lor. Erau zone în care nu ajungeam foarte greu, puteam să ajungem chiar cu auto speciala, dar au fost zone foarte greu accesibile, precum văgăuni, dealuri foarte înalte și având tehnica, cuprinzând pliciuri, lopeți, saci, stingători. Pe deale foarte greu cu un sac stingător care conține 25 de litri de apă plus echipamentul, e foarte greu să ajungi, dar ne-am descurcat. Și în echipament mă gândesc că este destul de cald, pe lângă că este el greu și lângă foc. Da, echipamentul este foarte greu și este foarte cald în echipament, dar trebuie să-l purtăm, trebuie să fim protejați. Asta e primul lucru pe care ne bazăm, siguranța salvatorului. Cristian nu se vede făcând altceva. Flăcările nu îl sperie, ci îl fac salvator și mândru de profesia pe care și-a ales-o. Eu văd ca pe o meserie nobilă, îmi place să ajut. Ăsta a fost primul factor care m-a ghidat. Să ajut persoanele de lângă mine, să fiu de folos, să am un țel. Și aici l-am găsit. De câți ani? De aproximativ 5 ani. Nu m-aș vedea făcând altceva. Ai o amintire de neuitat de când ești pompier? Da, a fost o intervenție cu smurdul în care a trebuit să resuscităm o persoană de 52 de ani și am reușit să o readucem la viață.
Deci el a fost un moment de mândrie totodată pentru tine. Da, a fost un moment de mândrie. Sunt niște emoții pe care nu le întâlnești în altă parte, nu le poți primi din alt loc. E ceva înălțător. Vineri 13 septembrie este marcată Ziua Pompierilor Români. Se împlinesc 176 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, o luptă eroică purtată de pompierii militari împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mișcarea revoluționară română.